lui tuturor. Dacă mă auziți că vorbesc pe nas, de fapt pe gură vorbesc, doar că am nasul absolut înfundat, sunt răcit mort. Am auzit o dată că a spus cineva că în viața mea n-am scos o minciună pe gură. Și altfel să înseamnă că ai vorbit pe nas. Mult timp. Pentru seara asta nu o să fim pe linia asta. Vă rog să mă îngăduiți așa cum sunt. Oricât de mult sau de puțin am fi, dacă avem și musafiri, e bine. Bun venit! Și dacă au venit iarăși și din Balbriggan și din Bettystown, nu? Bettystown? Ok, și din Kildare și din... Ok, e bine, suntem din toate părțile, și din Bray și peste tot. Bravo! Poate știți că am început un nou trimestru și la școala de sabat studiem? Viața sau epistolele lui Petru? Scrierile lui Petru, epistolele. Știți cumva care dintre evanghelii este a lui Petru? Nu știam de Matei, Marcu, Luca, Ioan. Liviu? Care evanghelia scrisă de Petru? Flavia, habar nu avem, nu? Nu știm? Aliona, deja ai făcut dunga aia așa. Dacă veți citi cu atenție Evanghelia după Marcu, veți găsi că Marcu scrie și în epistolele lui Petru la final. Petru vorbește despre Marcu ca fiul meu și se pare că Petru i-a dictat lui Marcu destul de mult din Evanghelia lui. De aceea, când citiți Marcu, uitați-vă cum este descris Petru acolo și veți vedea că este cel... Când cercetați un caz, Petru, cum apare în Matei, schimbare la față sau pescuirea sau orice eveniment din viața lui Petru și apare și în Matei, poate și în Marcu și în Luca, uitați-vă cum apare în Marcu și veți vedea că este mult mai plastic, pentru că Marcu n-a fost acolo, dar Petru... Știi exact cum a zis, cum s-a lepădat de Domnul cu blesteme și jurăminte. Și, da? De aceea și textul pe care l-am ales astăzi, chiar dacă se regăsește ideea în toate cele trei evanghelii sinoptice, o să-l citim din Marcu, pentru că simt eu că acolo sunt cuvintele chiar ale lui Petru și ca descriere așa. Marcu, capitolul 1, versetul 29. Este vorba de vindecarea soacrei lui Petru. Mai țineți minte câți ani avea Domnul Hristos când a început lucrarea? Fix 31, zice Luca, avea aproape 30 de ani. Că e cu plus, că e cu minus. Dar ucenicii cât să fie avut? Pentru că noi în tablouri îl vedem pe Domnul Hristos și în filme. Domnul Hristos este tânăr. Și Petru este, mai ales pe la catolici, un bărbos, bătrânel și așa. Și pare uneori că Iisus s-a înconjurat de bătrâni. Nici vorbă. Ucenicii erau tineri. Țineți minte ce meserie aveau Petru și cu Andrei și cu Iacob și cu Ioan? Pescari. Și a cui era firma la care lucrau Ioan și cu Iacob? Tatălor, care era și el pescar cu ei. Deci nu erau ei niște moșnegi și taicăsul deja la pat. Se pare că și ucenicii aveau tot cam așa. 20 ceva, 30 de ani pe aici. Cam asta era vârsta maturității. Ioan Botezătorul a ieșit la 30 de ani și a început lucrarea. Domnul Hristos la 30 de ani, la fel. Ca tare, cam ce vârstă credeți că avea soacra lui Petru? Că vreau să punctăm așa un pic personajele, să ne dăm seama... Cât? 60. Dacă ei ori fi avut 30, poate că părinții lor aveau 50, 50 și 60. Eu aveam 28 când Claudia a născut-o pe Iris, Claudia avea 24.
Domnul Hristos se duce în sinagoga din Capernaum și acolo le predică oamenilor. Oamenii sunt uimiți de felul lui de a predica, pentru că spune Scriptura că îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. Și apoi, din sală, sare un demonizat. În sinagogă nu venea oricine. Dacă ei știau că e demonizat ăsta, nu încăpea acolo. Dar probabil că se ascunsese destul de bine sau în ultima tură, așa, l-a posedat demonul. Și sare ăsta supărat. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să te pierzi, să ne pierzi. Te știu cine ești, e Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis, taci și ești din omul acesta. Și oamenii când au văzut minunea au zis, ce este aceasta? E o învățătură nouă, el poruncește ca un stăpân și duhurile necurate l-ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Unde se întâmplă acțiunea? Capernaum. Dar știți cumva care era cetatea unde stătea Petru și de unde proveneau Petru și cu Andrei? Ia deschideți cu mine la Ioan, capitolul 1, versetul 44. Ce zici, Vasile? Deja ai găsit repede și acum... Ioan 1 cu 44 spune că Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Ori acum noi îl găsim pe Petru și cu Andrei, având casă în Capernaum. Poate că mergea business-ul mai bine. Sau, mai spunea un pastor odată, poate că Petru s-o fi măritat. Și acum stătea la socrii. Nu sunt sigur cu totul de ideea asta, pentru că Biblia spune că Domnul Hristos a intrat în casa lui Simon și a lui Andrei. Adică acum nu știu dacă s-or fi măritat chiar amândoi. Sau cu două surori să stea cu o soacră. Reiau deci textul. Suntem la Marcu, 1 cu 29. Iisus termină serviciul divin la sinagogă și acum pleacă spre casă. Lipsise cineva în ziua aia din sinagogă. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri. Și îndată au vorbit lui Iisus despre ea. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o și au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească. Acesta va fi pasajul serii acesteia. Și aș vrea să luăm așa bucățică cu bucățică cele trei versete și să mergem cu imaginația în cadrul acela. Dacă merge cineva astăzi în Capernaum, sunt numai ruine și este și o casă așa în formă aproape octogonală și deasupra ei este construită o biserică catolică. Biserică, vorba vine, este o sală cu multe scaune și în mijloc sticlă așa și poți să vezi exact casa asta. Ghiciți cu e casa. Domnule, alu Petru. Cum or fi găsit-o? Cum de exact aia lui Petru? Cum exact la catolici? Cum? Hai să zicem. O înghițim greu. De oricând veți merge în Ierusalim sau în Israel, sunt o grămadă de mituri și de... S-ar părea că aici este. E posibil să... Capernaumul nu era mare. O sinagogă, mai știți când se înființa? Cam cât era minimul să fie înființată o sinagogă? Adică dacă ne-am hotărât noi astăzi să mai facem o biserică, cam câți ar trebui să fie? La ei trebuiau să fie 10 bărbați. Dacă erau 10 bărbați într-o cetate, puteau să organizeze sinagoghe, însemna adunare. De aici avem noi ideea de adunare, nu biserică de la basilică. Adunare, sinagogă. Și Capernaumul nu era mare și astăzi dacă mergeți veți vedea ruinele. Nu este nu știu cât de mare.
Acum Iisus este în sinagogă, termină serviciul divin și pleacă acasă. Cam ce simți sâmbăta după predică în zona asta? Și te duci acasă, doar că te duci acasă și îl vezi pe Petru că cam da așa un pic din colț în colț, că nu prea am avut timp să ne ocupăm azi bine așa, să facem mâncare. Păi de ce? Păi soacră mea, care e șefă în casă, vă dați seama că soacra lui Petru trebuia să fie meseriașă, nu? El nu era un fitecine. Și ce? Soacră mea este bolnavă. Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri. Cine a avut friguri? Și eu. Da, de la răceală am avut noi. Malaria a avut cineva? Știu de Dan. Nu, eu mă refer la ce de aici. Malaria încă este un flagel la nivel internațional. Sute de milioane de oameni au și are o rată de mortalitate mare. Un țânțar te mușcă, apoi paraziți intră în tine. Ai niște friguri de nu te vezi. Unii comentatori sunt de părere că asta avea și soacra lui Petru, ținând cont că stăteau lângă mare, zonă caldă, așa mai departe. Cu ce se rezolvă frigurile? Cu duș scoțian, cu comprese reci, cu... Noi avem alte variante acum, voi ce ziceți? Da? Așa se face? Okay. Și de ce nu a făcut Iisus așa cu ea? Bă, băieți, ia, aduceți-mă încoace, hai, un duș cald, unul rece, unul cald, unul rece și gata. Sau altfel zis, de ce nu faceți voi astăzi așa? Te duci la omul, iei de mână, îl ridici și gata. Vindecare. Bănuiesc că fiecare dintre noi a suferit măcar o dată de vreo boală. Dar să suferi așa un pic. Ghiciți de ce boală am suferit eu. Am avut jumătate de față paralizată. Toată partea asta stângă. Puteam să... Vorbeam doar cu partea asta. Partea asta, la altă, era... Nici ochiul nu se închidea bine. Mai sunt și alții, nu? Ok. Fiecare dintre noi a avut o boală. Am mai avut și apendicită când eram mic, dar vreau să vă întreb așa, cu ce ați scăpat? Cu ce se scapă de boli? Tratament, injecții, medicamente, mie mi-au făcut masaj, strâmbături, trebuia să mă strâmb, să pun mușchii la încercare. Aveam de... îmi puneau niște electrozi ca să trimită curent și să revină. Erau mai multe etape de astea. Nu vă spun ce bucuros am fost când am putut prima oară după să fac atâta. Era wow, pot să fluier. Pentru că nu mai puteam, cădea mâncarea din gură, din parte. De la un curent, un frig, un, mă rog, mai multe, o foș, un virus, whatever. Cu ce scăpăm? Nu m-am dus la biserică, fraților, hai să vă rugați pentru mine, și frații s-au rugat și seara, gata, am înviat. Doctorul i-a zis Claudiei, doctorul era un pentecostal, ne știm așa un pic, și el mi-a zis că o să dureze vreo 3 luni de zile chestia asta. Și a zis că dacă, cum a zis mami, că dacă încă mă iube... Dacă nu divorțezi în 3 luni de zile, se face bine înapoi și poți să stai cu el mai departe. Dar 3 luni de zile o să fiu un stâlcit. M-am făcut bine în 3 săptămâni. S-a mirat și doctorul. Și acum eram așa în anumite dubii în timpul perioadei astea. Să mă rog la Domnul să mă vindece sau nu? Să mă bage în față? Știți? Sau să stai la rând? Dacă a zis doctorul 3 luni, atâta o fi. 3 luni. Că ori mai fi avut ei cazuri de astea. Nu, în 3 săptămâni s-a rezolvat. Dar vă spun, nu s-a rezolvat doar din senin. A fost masaj, a fost electroz, a fost strâmbături, au fost mai multe exerciții de făcut.
E bine, când văd în Biblie că Domnul Hristos face total altfel, mă uimesc un pic. Și pe de altă parte sunt conștient de faptul că noi astăzi credem în puterea rugăciunii și cu toate astea apelăm la doctor, apelăm la medicamente. Poate aveți de asemenea și decese în familie. La mine amândoi părinți au murit. Unul de inimă, unul de cancer. N-a ținut deloc ideea de hai să ne rugăm și o să vină. A fost până la capăt. Nu. Asta este. Cu ani de zile în urmă am lucrat la o firmă din România, Sanovita, unii o știți, și mă ocupam de importuri, de produse sănătoase. Luam din Germania fulgi, fructe uscate și așa mai departe. Și într-o zi a venit șeful de export de la firma respectivă să vadă cum ne mișcăm și noi în România. L-am luat de la aeroport. Tipul era neamț, dar era turc de origine. Și pe drum, hai să înșchebăm o discuție. Păi nu mănânc porc, nici el nu mânca porc. Mai găsim încă una, două chestii comune, după care era clar că eu mă distanțam. Adică aia nu, aia nu, aia nu, aia nu. Și tipul foarte tânăr așa și șmecher și bine făcut zice, auzi, dar tu vrei să mor sănătos? Mi-a atras atenția ideea asta. Până la urmă, cum murim? Până la urmă, tot o boală ne va accelera măcar ultima etapă. Ei bine, repet, când Domnul Hristos este pus în fața unor cazuri de astea, El face altfel decât facem noi. N-a trimis-o la niciun doctor pentru că El era doctorul. Nu i-a prescris niciun medicament pentru că El urma să îl dea direct. Ce a făcut? Înainte să se apropie de ea, oare nu știa că este ea în casă? A știa. Dar înainte de asta, mai sus, un verset. Așa, mai sus. Așa. Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri, și îndată au vorbit lui Iisus despre ea. Cum credeți că s-au dus la Iisus, să-i zică? Doamne, cum să facem noi rugăciunea pentru masă acum? Când soacră mea e în pat și tremur acolo. La biserică ai predicat, oamenii sunt încântați, ai scos demonul din omul respectiv. Nu poți să-i faci și ceva? Și să știți că este prima minune consemnată de toți cei trei evangheliști. Și pe de altă parte, cred că este singura, dacă mă ajutați, mai învățăm ceva în seara asta, cred că este singura minune unde este implicată o rudă a unui apostol. Mai avem pe Lazar cu Marta și Maria, dar nu erau chiar apostoli. Dar gândiți-vă dacă mai știți pe altcineva, nevasta vreunui apostol, fratele vreunui apostol, tată, mamă, nu prea mai găsim. Doar asta, soacra lui Petru. Și este prima pe care o consemnează toți trei. Înseamnă că a fost ceva anume acolo, a fost ceva aparte. Așadar, Simon se duce la Domnul Hristos și zice, Doamne, nu vrei să o vindeci și pe soacră? Ce face Iisus? Versetul 31. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o și a lăsat-o frigurile. Știți cum scrie Matei? S-a atins de ea. Parcă e așa mai în fugă. Știți cum scrie în Luca? S-a plecat peste ea, a certat frigurile și... Ori Luca e medic, Luca știe niște lucruri. Se pare că numai Petru, de asta v-am zis că e Evanghelia după Petru, Petru vede exact toți pașii. A venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o, a lăsat-o frigurile. Ești prezent acolo, vezi mișcarea cu totul. Și sunt niște etape foarte interesante, pentru că, hai să zic așa, ați fost luat la un medic care v-a dat afară? Eu am făcut liceu militar, v-am mai spus, și
Într-o dimineață m-am trezit cu capul, mă durea capul rău de tot și dacă un pic aplecam așa, parcă aveam o bilă. Știți senzația? Ai o bilă așa în ceafă și... Și m-am dus la medicul unității. Ce vrei? Din ușa așa. Știți, să trăiți tot ce trebuia, protocolul. Mă doare capul când mișc din ea. Nu mai mișca, ieși afară. Asta a fost vindecarea. Nu mai mișca. Și mai aveam altul, orice aveai, albastru de metil îți dădea. Metode de vindecare. Că doar erai soldat, tu trebuia să faci față la de-astea. E bine, Domnul Hristos este altfel, mult altfel. Zice, da băieți, haide. Se duc în cameră, vine, o apucă de mână. Mai țineți minte dacă cumva minunea asta este și în Evanghelia după Ioan? Nu e. Dar de ce nu e? Dacă mai țineți minte, cred că prima mea predicație, nu a doua, a fost despre minunile din Ioan. În Evanghelia după Ioan sunt 7 minuni. Și în toate cele 7, Iisus nu atinge. Iisus nu atinge, rezolvă toate cazurile. Citiți Evanghelia după Ioan și încercuiți, sunt doar 7 minuni. În toate Domnul Hristos doar spune și se întâmplă. Ori aici știau că Ioan a fost și el acolo, am citit. Știa că a luat-o de mână, că a ridicat-o, poate a pus mâna în spate așa cumva și a ridicat-o. Nu, pe asta Ioan n-a trecut-o, pentru că nu se potrivea cu ce urma el să demonstreze. Dar pentru Petru, care vrea să arate cât de profund intră Iisus în viața omului atunci când e vorba de o vindecare și nu te rezolvă așa din ușă, zice, ei au vorbit îndată despre ea, el a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o și au lăsat-o frigurile. Cam ce credeți că o fi zis soacra lui Petru, despre Petru, când Petru pleca de acasă? Petru era pescar. Prindeai pește, îl vindeai, dădeai taxa lui Levi Matei, că și ăsta era tot în Capernaum, și apoi trăiai tura următoare, aveai nevoie de bani, iar băgai o tură de pescuit, prindeai pește, îl vindeai și așa mai departe. Doar că într-o zi a venit o veste că a ieșit unul în Iudeea, în pustia Iudeii, la Iordan, unul Ioan, care îi botează pe oameni. Și atunci au plecat și Petru, și Andrei, și Iacov, și Ioan. Și acum ce-o fi zis soacră sa? Uite-l și pe ăsta. Nu-i murind de foamea, ci? Și lasă nevasta, lasă soacra, nu știu dacă o fi avut și copii sau nu, și o ia cu religia, cu... Bogdane, ți-a zis cineva așa vreodată? Că... și mi-a zis... Poate fiecăruia dintre noi, odată, așa, știi, părea, dom'le, problema este importantă, trebuie să facem cu tare și ăsta mă ia că el are sabatul, că el religie, că Biblie, că zi de post, că are, nu vin la fotbal, că el are oră de rugăciune și faze de astea. Poate că și soacra lui Petru a fi zis, ce ne facem cu ăsta? Pe vremea aceea era moda, pun în ghilimele, era moda aceasta ca un predicator să aibă câțiva ucenici. Și ucenicii erau part-time. Veneau la învățător, stăteau cu el o perioadă, învățau câte ceva, după care plecau iar la munca lor. Și ucenicii Domnului Hristos au fost așa part-time. Abia tura următoare, când face pescuirea minunată, Petru lasă tot și pleacă după el full-time. Dar până atunci era part-time. Și acum imaginați-vă așa, vin de la sinagogă acasă și soacră sa este bolnavă în pat. Și o avea putere, mă, ce ați predicat voi la biserică? O avea putere? Povestiți lucruri mărețe la sinagogă, cu demonizatul, cu tare. Dar aici are vreo putere? Ia să-l văd și eu pe Iisus ăsta al vostru. E ceva de el sau nu e? Și se deschide ușa, dacă ar fi avut ușă, și intră Iisus
ucenicii? Și nu e niciun ritual, niciun protocol, niciun hai să ne rugăm, hai să cutare, hai să cutare. Și ce vă doare? Și de când suferiți? Și ați încercat cutare lucru? Ia adu un pic, ce i-ați dat până acum, să vedem, să judecăm medicamentele. Și când ați avut ultima oară? Nu există lucrurile astea. În medicina de azi există, dar la Domnul Hristos nu sunt. Intră, bună ziua, pacea Domnului, o ia de mână, o ridică și femeia e băț. Gata. Ready. Întrebare. Azi de ce nu mai e așa? Vă las să vă gândiți. Azi de ce nu mai e așa? Unele da, sunt. Și excepțiile astea, de fapt, întăresc regula că azi nu prea mai e așa. Sunt cazuri, nu le excludem. Ia-uți versetul 32. Seara după asfințitul soarelui au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții și toată cetatea era adunată la ușă. Au venit toți și a vindecat pe toți. Repet, azi de ce nu mai e așa? Nu mai avem îndrăciți. Nu mai, ok. Azi știm să diferențiem și spunem, astea sunt friguri, astea sunt... Ok, n-ai zis nimic rău, dar sunteți de acord? Parol, n-ai zis nimic rău. Teoretic, așa este. Explicația aceasta aș da-o și eu. Dar de ce nu sunteți de acord, acum hai să vedem? Aha. Ce zici, Cipriane, că ești cam îmbufnat așa? În revista oficială a bisericii noastre din România, revista medicală Viață și Sănătate, Viață plus Sănătate, a fost odată un editorial scris de un medic maghiar care a făcut pariu cu toți cititorii și a spus așa: vreau să văd un caz de cancer vindecat. Vreau să văd diagnosticul, vreau să văd tratamentul și vreau să văd apoi următoarea evaluare a medicului. Până atunci nu discutăm de lucrurile astea. Realitatea este că una era cancerul înainte și alta este acum. Se poate identifica în etape incipiente și zici că omul a scăpat. Da, noi avem un prieten, a avut la picior ceva, deja erau tulburați, a făcut operație, este ok. Am putea să-i spunem că este un survivor, da? Este un supraviețuitor al cancerului. Dar avem și pe alții care n-au mai, nu s-au mai întors. Da. Ca să ai un sistem imunitar bun, trebuie să-i urmezi pe toți ceilalți. De exemplu, eu fac masaj. Mă duc la cineva care are doar un mânt. Îi fac masaj.
Că și la cancer și la diabetică tensiune sunt anumiți pași până ajunge acolo. Ok. Haideți, chideți un pic cu mine la prima epistolă a lui Timotei. Capitolul 5, penultimul verset, antepenultimul, pardon, 23. 1 Timotei 5 cu 23. E un text care place multora. Că să nu bei, să nu mai bei numai apă. Ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Păi frate Timotee și Pavele, nu prea sunteți credincioși, fraților. Observați că Timotei era destul de bolnav, se îmbolnăvea destul de des, avea o problemă. Și Pavel îi, prin inspirație, îi spune și ce să facă. Dar nu zice, băi frate, nu te-ai rugat mă și tu? Hai să facem niște sesiuni de rugăciune. Anumite lucruri sunt lăsate, acceptate ca atare. Mai dați câteva pagini la a doua Timotei. Capitolul 4, versetul 20. Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat, bine mersi, în Milet. Cum l-a lăsat? Păi cum vine asta? În Faptele Apostolilor găsim alte ocazii în care, spre exemplu, au eșuat în Malta, s-au rugat pentru cine era conducător acolo, pentru părinți, pentru... S-au vindecat. Ba chiar au înviat și morții. Și dacă mai țineți minte, Pavel însuși se plânge de faptul că are un spin în coastă, un sol al satanei, un spin în carne. Și s-a rugat Domnului de trei ori să-i ia. Și nu i-l-a luat. Cum? Și Dumnezeu îi spune, harul meu îți este de ajuns. Adică unele lucruri va trebui să le cari cu tine. Religia nu este, și religia creștină, adventistă, biblică, nu este un cec în alb. Ai venit la biserică și acum scap de toate. Și ne rugăm Domnului și s-au rezolvat toate. Nu este așa. Citiți istoria pionierilor noștri, să vedeți cum au murit. Unul ca James White, spre exemplu. O să vă prezint odată ce tensiune avea Ellen White cu bărbatul său din pricina problemelor lui psihice. Gândiți-vă la alți mai mari ai noștri, care s-au chinuit cu anumite boli, un cancer, cu un diabet, cu altceva. Sunt unele lucruri de care nu o să mai scăpăm. Altele, slavă Domnului, putem să scăpăm. Fie cu un tratament, fie cu un tratament alternativ, fie efectiv prin rugăciune. Știu și cazuri de felul ăsta în care n-ai vreo explicație omenească. Dar revin la întrebare, atunci de ce astăzi nu mai este așa? Tot ce a zis Anda a fost ok, a fost corect. Domnul Hristos nu i-a vindecat pe toți. Spre exemplu, n-a stat la poarta cimitirului. Și a zis, de azi înainte nu mai intră niciun om. Ci oriunde a fost solicitat, a vindecat. La Nazaret, spre exemplu, spune că n-a putut să facă multe minuni acolo din pricina necredinței lor. Oriunde a fost chemat însă Domnul Hristos, a intervenit total, radical. Noi avem o întâlnire cu băieții ăștia penticostali lunea seara și unul dintre ei are o problemă cu un băiețel. Băiețelul are 8 ani, dar are minte de foarte puțin. Și a venit un vindecător care să-l vindece. Și a zis, până de Paști, copilul ăsta va merge în picioare. Și copilul a mers. Și astăzi i-a pus taică-s un clip pe Facebook și merge, dar știți cum merge? Ca un om beat, sărac, cu copil. Adică nu are stabilitate, echilibru, conștiința
topogeografic, așa un pic să știe cum este. Și a apărut întrebarea, de ce n-a fost vindecarea totală? Adică cum, doar l-a ridicat din legumă, cum era, acum poate să se miște, dar de ce nu poate Dumnezeu să vindece cu totul? Și știți ce explicație și-a dat el sau a primit de la biserică? Copilul a fost vindecat după mărimea credinței tale. Dacă tu ai crezut 10%, Dumnezeu ți-a dat 10%. Mi se pare o greșeală, frizează așa nebunia. Cum să, dacă Domnul Hristos a luat-o pe soacra lui Petru de mână, nu i-a zis cât crezi? 50% sau? A fost totală vindecare. Și astăzi, dacă ar fi vindecări, uitați-vă pe YouTube, căutați doar fake healing sau false healing și vedeți pe toți marii predicatori cum chipurile vindecă oameni. Și după aia vin ăștia și ne întreabă pe noi, dar la voi de ce nu sunt minuni de astea? Și atunci trebuie să le dăm exemplul acesta. Domnul Hristos a arătat ce poate să facă. A arătat cum ar putea fi împărăția lui Dumnezeu pe pământ, în care să nu existe nici lacrimi, nici durere, nici moarte nu va mai fi, exact ca în Noul Ierusalim. Sunt mostre, este o miniatură ce a făcut Domnul Hristos ca să vedem cum va fi în împărăția Lui. Dar asta nu înseamnă că de acum noi vom fi, avem un scut și nouă nu ni se întâmplă nimic și noi nu pățim nimica și ai noștri la fel. Pentru că am văzut pe Pavel, am văzut pe Trofim, am văzut pe Timotei, sunt oameni care s-au rugat pentru alții să fie vindecați, dar pentru ei nu au reușit. Și asta nu înseamnă că n-au avut credință. Ci înseamnă doar că Dumnezeu te duce până la un punct, iar de acolo mai departe, ce facem mai departe? Harul meu îți este de ajuns. Asta este soluția pe care o dă Dumnezeu. Nu zice, te lasă, te chinui acolo să pătimești. Nu, ci întotdeauna când se întâmplă lucrurile astea, tu să te gândești care e soluția lui Dumnezeu. Este harul lui, care te face să treci mai departe. Și atunci Pavel zice, harul meu, sunt cuvintele Domnului de fapt, spune, puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Când tu încă mai poți, atunci nu se vede puterea lui Dumnezeu atât de mult. Când tu nu mai poți, în slăbiciune, se vede puterea lui Dumnezeu desăvârșită. Femeia, soacra lui Petru, este luată de mână, este ridicată și dintr-o dată e perfectă. Ce face mai departe? Apoi, ea a început să le slujească, adică ce să le facă? A, gătea în sabat? N-a pusese soarele încă. Și dintr-o dată a zis, acum stați voi aici și aducem din cămară zacusca și cutare, și cutare, și cutare. Mă ocup eu de acum. Intră în acțiune. Voi ați lucrat, ai fost la sinagogă, ai vindecat, m-ai vindecat pe mine. Acum stai, e rândul meu să slujesc mai departe. Citeam un comentariu că cazul acesta este o dovadă că nu e nimic înjositor pentru o femeie să pună masa musafirilor. Însă să nu fie roabă. Adică dacă bărbatul vine mereu cu unii care doar stau la băute și la fumat și până noaptea târziu și ea trebuie să fie roabă, să le pună mâncare, să le spele vasele, să le dea, aia e cu totul aceea. Dar când Domnul Hristos îi dă ei tot ce avea ea nevoie, ce dă ea la schimb? Tot ce poate. Tot ce poate. Era sabat. Domnul Hristos a vindecat-o în sabat și a început să le slujească în sabat. Ceilalți din cetate însă, abia seara după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții. Puteau fi vindecați mai devreme. Puteau să cunoască puterea lui Dumnezeu din zi de sabat. Dar nu, niște prejudecăți făceau să zică, nu, să se termine sabatul, ne chinuim în sabat încă și abia după aia să fim eliberați. Ori Domnul Hristos o face pentru limita lor, o face și așa. Dar din punctul lui de vedere, de acum ne-ar da mântuirea.
Și același lucru se petrece în dreptul nostru. Așteptăm atât de mult ca atunci când va veni El să ne dea putere, să facem minuni, să vorbim în limbi, să te duci cu Evanghelia peste tot. Și așteptăm că abia la sfârșit, la apusul soarelui acestei lumi, se vor întâmpla toate. Realitatea biblică este că asta s-ar putea face încă mai de acum. Măsura în care unii îi spun Domnului despre X, despre Y, ce facem și noi miercuri seara la ora de rugăciune, ce facem mâine dimineață la ora de rugăciune aici. Spunem Domnului problemele noastre. Domnul poate să intervină. Și va interveni cum găsește El cu cale. Și poate să o facă încă de acum, nu este nevoie să așteptăm până la sfârșitul veacului. Pentru că împărăția lui Dumnezeu începe deja din momentul în care Hristos intră în casa ta, intră în viața ta, când îți întinde mâna și tu mai departe ce ai de făcut? Răspunzi și ești ridicat. Peste ani de zile, Pavel se plânge cumva în prima epistolă către Corinteni, capitolul 9, se plânge de faptul că unii oameni spun, Pavel și Barnaba, voi ar trebui să munciți și să și faceți lucrare pastorală. Și ar trebui să nu vă luați neveste. Și Pavel se supără la un moment dat și zice, stai un pic, numai eu și cu Barnaba n-avem voie să nu muncim? Numai eu și cu el n-avem voie să ne luăm o soră care să fie soția noastră, cum fac apostolii și frații Domnului și Chifa? Chifa este Petru. Ceea ce îmi spune că peste ani de zile, după înălțarea Domnului Hristos, după poate 10-20 de ani, apostolul Petru este cu nevasta lui, mai departe, în lucrare. Cu ce a cucerit-o Domnul Hristos pe ea? A vindicat-o pe maică sa. E minimul pe care îl putem ști din Scriptură. Dar a fost ceva acolo ce s-a întâmplat și i-a schimbat perspectiva femeii acesteia, încât a putut să se ducă apoi cu bărbatul ei în toată lumea și să slujească lui Dumnezeu. Altfel spus, este o minune făcută așa, într-o căsuță, poate n-a știut nimeni. Dar în realitate, v-am spus, este prima minune pe care o prezintă toți trei, este prima minune cu cineva dintre neamurile apostolilor. Este o minune în care îl vezi pe Domnul Hristos grafic, venind, luând-o de mână, ridicând-o, certând frigurile și o vezi și pe ea apoi, gata de slujire. Acum eu cred că, scuzați, fiecare dintre noi știe ce a primit de la Dumnezeu. În ce tremura? Că era sau altceva, sau bani, sau orice altceva, friguri de pe lumea asta, care te fac să tremuri, care te fac să fii stresat. Și fiecare știe când Domnul Hristos a intrat în casa lui, i-a întins mâna și a zis, lasă și hai cu mine. Ce se așteaptă din partea noastră? I-a început să-i slujească. Să slujești Domnului. Să o faci cu bucurie. Cu bucuria că nu Domnul îți cere, ci întâi ți-a oferit. Atât de mulți oameni cred că la biserică li se cere să dea, să facă, să nu mănânce, să cutare, să cutare, să cutare. În realitate Dumnezeu este acela care ne-a dat și fiecare știe ce a primit de la Dumnezeu și mai departe rămâne să dea și El mai departe în numele Domnului. El să ne ajute în toate astea.